Noua bancnotă de 20 de lei reprezintă o premieră. Pentru prima dată, pe o bancnotă românească de circulație, este reprezentată o personalitate feminină din istoria națională, eroina Ecaterina Teodoroiu. Reprezentări ale unor personaje feminine au mai existat în iconografia bancnotelor românești, dar întotdeauna în mod simbolic sau alegoric. Începutul a fost dat în 1877, cu o serie de bilete ipotecare, pe care se regăseau mai multe reprezentări de femei în straie țărănești. Grafica era realizată de desenatorii Băncii Franței, după un set de acoarele de Nicolae Grigorescu. În timp, s-au mai perindat bancnota de 20 de lei din 1896, bancnota de 1000 de lei din 1910, bancnota de 5 lei din 1914 și cea de 2 lei din 1915, emisiile de 500 de lei din 1916 și 1924, aceasta din urmă, pentru prima oară, în 4 culori, bancnotele de 1000 de lei din 1934 și 1936 sunt importante și din alt punct de vedere. Grafica este realizată de pictorii români Ari Murnu și Nicolae Grigorescu. Dintre bancnotele emise după 1989 se remarcă bancnota de 10 lei, unde pe revers este reprezentat personajul Rodica dintr-un tablou de Grigorescu aflat în sala de consiliu a BNR. În anul 2018, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri, Banca Națională a lansat o bancnotă destinată colecționării, pe care s-a regăsit pentru prima dată portretul unui personaj istoric feminin, Regina Maria, reprezentată alături de regele Ferdinand I. Iar în acest sfârșit de an, începând cu 1 decembrie, o importantă figură istorică feminină apare pe o bancnotă de circulație. Pe aversul bancnotei de 20 de lei se regăsește imaginea Ecaterinei Teodoroiu, decorată pentru faptele de arme eroice din primele campanii ale primului război mondial, a fost avansată la gradul de sublocotenent, devenind astfel prima femeie ofițer din armata română. S-a aflat în primele rânduri ale bătăliei victorioase de la Mărășești, unde a căzut eroic în fruntea plutonului pe care îl conducea. Simbolic, pe reversul bancnotei este reprezentată imaginea mausoleului de la Mărășești și o figură feminină cu sabia în mână, Victoria Naripată, de pe medalia emisă în 1918 de către toate statele care au contribuit la victoria din primul război mondial, inclusiv de România. Bancnota de 20 de lei, ce o ilustrează pe eroina Ecaterina Teodoroiu, este imprimată pe suport de polimer, se încadrează ca dimensiuni între bancnotele de 10 lei și 50 de lei și are culoarea predominantă verde-oliv.